Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Bine v-am regăsit! Este astăzi o zi pentru foarte mulți importantă. Am importat tot ce s-a putut importa din Occident. Astăzi este St. Valentine's Day, Sfântul Valentin. S-au găsit explicații de ce atât de sfânt acest Valentin. E ziua internațională a îndrăgostiților. Fără niciun fel de legătură cu acest subiect, avem astăzi la masa suspinelor, aici la Taco Loco, pe liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan. Bună dimineața, domnule senator! Bună dimineața, sunt îndrăgostit de emisiunea dumneavoastră. Da. Aoleu, domnul senator, ziceți drept. Miroase, ați făcut blat azi noapte. Ați frământat. Cu dumneavoastră am vorbit. Nu, miroase. Sau v-am citit și ați mai scris pe blogul dumneavoastră. Ați făcut blat azi noapte, așa e? Ați frământat. Cu flutări. Ați făcut blat cu flutări, adevărat? Să mergem la misiuni. Da, vă întreb foarte serios, e adevărat? Da, pentru ce? Așa, pentru binele județului. Deci blat absolut la nivel de județ, niciodată, deocamdată n-am făcut nicio forță politică, sau un partid politic, cu atât mai puțin la nivel național. Cum e cu guvernarea asta, PNL? Cum vă place? Ați dat-o jos, ați pus-o întâi, așa, acum ați doborât-o. Acum iar... Deci n-am pus-o întrebație pe cei care au format acea coaliție de conjunctură, noi am dat-o. Ei ne-au dat și noi am dat-o. Și îi rugăm în continuare, pentru având în vedere ce urmează acum, audieri de ministri, inclusiv votul în plenul Camerei Reunite. Vă jucați un tip emisiune. Nu, vreau să văd cât de tare s-au de. Să-și facă acel de nou coaliție de conjunctură. Să treacă acest guvern. Trece guvernul? Nu știu, eu pot să spun ce facem noi. Ce faceți noastră? Deci săptămâna aceasta, timp de 3 zile, luni, marți și miercuri, vor fi audierile ministrilor. Audierile ministrilor în comisie sunt consultative și pe 24 februarie este votul în plenul Camerelor Reunite. Dar având în vedere că noi am făcut o consultație la Curtea Constituțională, așteptăm răspunsul și ne prezentăm în sală. Posibil, dacă nu o primim până luni, pe 24 februarie, să nu fim în sală. Dar au cu cine asigurat vorum, că erau șapte partide atunci când haideți că faceți bășcălii, domnule. Dar nu, domnule, când n-au format așa coaliție, m-am spus ad hoc. Care... au format așa, dar nu au vorum, haideți că ce, balintați acum, dacă vine răspunsul de la curte, vă prezentați la audier. Dacă nu, nu. Da, sigur că da. Ne prezentând pe dumneavoastră la audier, nu pot trece, deci seamănă. Nu, poți asigura vorum. Toate celelalte partide pot asigura vorum. Noi singuri nu putem face 233. Ei pot face 233. Deci corect, matematic. Mai puneți mâna un pic și să o cotiți. Și? Trece guvernul sau nu trece? Ce spuneți? Ce simțiți voastră? Nu știu. N-am de să știu. Nu sunt marfalda nici, nepotul mama umida. Da, uitați-vă totuși, eu am sentimentul că cumva lucrurile sunt ciudate, ce puțin aici la Suceava se văd într-o anumită măsură. La București poate dumneavoastră le vedeți altfel. Eu văd aici la Suceava că domnul Flutur guvernează în continuare, îi convoacă pe șefii de la CNAIR, CNRI, CBDRPS, deci, face străzi, face autostrăzi, el e la guvernare. Cum vedeți și dumneavoastră, vedem și noi. Și de multe ori mai crucesc când fac cruce, în sensul că până acum ne-am uitat pe filele bugetului și nu vedem bani nici pentru autostrada Nordului, nici pentru drumul expres, nici pentru autostrada Siret-București, nici pentru centuri. Și văd că acel spectacol, începând de la avizele la spitalul de copii, că avizele, cel mai simplu lucru să primești un aviz. Și inclusiv discuții cu CNAIR-ul. Dar că ăla n-are bani. Ce discuții acum? Sigur că pot să înțeleg lucrul. Acesta a început campania electorală, s-a mai repetat, e la Indigo acum, da? Copy-paste-ul din 2016, v-am spus, iar facem autostrăzi, iar facem drumuri, iar facem drumuri exprese, iar vin de la Lvov autostradă către București. Da, sigur, asta le înțeleg, da? Dar nu știu acum cât mai poate înțeles. Hai să zicem domnul Flutur. Dar mi-aduc aminte, în 2012, când a căzut dumnealui, așa de la și înălțime, tot la fel. Apariții exagerate, promisiuni, inundații, salvarea poporului șevean, absolut. Vedem rezultatul la urmă. Spuneți. Dacă cetățenii vor da acest vot și vor înșelați de un asemenea acțiune, și ceva nu-i suveran,
electoratul suveran. Electoratul întotdeauna e suveran, așa pentru asta se și cheamă democrație, chiar dacă nu într-un fel sau altul și mai specială și mai... Totuși, electoratul e suveran. Dar, haideți, ca să nu trecem la povestea locală, eu am să rămân în continuare la povestea națională. Ați sesizat Curtea Constituțională, au sesizat și PNL-ul Curtea Constituțională. Ați câștigat, ați și pierdut. Ce ați câștigat, ce ați pierdut? Ce se va întâmpla mai departe? Deci, primul lucru, am sesizat Curtea Constituțională privind asumarea răspunderii pe o lege care ataca ordonanța 114 și care avea și acum caracter de lege. Așa, asta practică, acest joc prin asumarea răspunderii și al văzării numai pe ori, face în așa fel încât să nu fie un, cum atunci am sesizat și pe buget, să nu fie un buget transparent, să nu uită în dezbaterea plenului, dar face o practică care creează mari probleme în viitor. S-ar putea copilul în care urmează să spună, ai făcut tu, facem și noi. În condițiile în care acum, prin hotărârea decizia Curții Constituționale, nu mai voie să-ți asumi răspunderea pe o lege care se află în dezbatere parlamentară. Aici era, de exemplu, ordonanța 1/2020. Ce făcea această ordonanță? În ordonanța 114 și câteva prevederi. Mă rog. Spunea că sunt compatibile atât pensia, cum să cumulezi pensia cu salariul. Ce am vrut noi să salvăm prin asta, ca 100.000 de copii din țara, din România, care sunt în procesul educațional, să nu fie pus în primejdie, să nu aibă învățător, profesor. Sau, cel puțin, sau 1.000 de localități din România, să fie lipsiți de medici. În afară de faptul că am început să-i arestăm și pe ăștia care sunt... care sunt profesori, eminenți, chirurgi, redutabili. Rezistă la toate. Dar probabil că Beoreanu fi operat vreun PSD-ist cumva și acum... E culpabil. Are o anumită culoare. Și era în ordonanță 114 și că lucru grav și l-au făcut dumneavoastră, au absolvit de taxele care le puneam pe companiile energetice și activele bancare. 2% la companiile energetice, această sumă putea să asigure necesarul pentru mărirea alocațiilor la copii. Ieri am văzut-o pe vicepremierul, am văzut pe vicepremierul României, respectiv doamna Raluca Turcan, când spunea ce prostie face PSD-ul, noi am vrut să salvăm, să dăm o gură de oxigen companiei energetice și celor activilor bancare, din impozitarea. Fraților, acestea sunt în majoritate companii străine, care probabil și-au, le-au adus anumite servicii. Aceste profituri nu rămân aici, mai peste hotare. Eu nu ți-am făcut decât o taxă extrem, extrem de, fac și-o de cu bun simț. 2% din ce ai făcut dumneavoastră. Deci sunt companii cu cel mai mare buget, cu cel mai mare profit. Ce am mai făcut noi prin ordonanța 114? Domnule, înghețam salariile în administrație. Și spuneam că similare cu salariile de militare. De militare sunt puțini, puțini. În administrație așa, ați văzut că dumneavoastră acum au de unii prin prevederi și au anunțat dumneavoastră să dea, să disponizeze vreo 100.000 de cetățeni care nu știu cine, care sector îi va absorbi. Din ei bucătar nu facem. Din noi, din ei IT-ști nu vom face. Ce facem cu cei 100.000? Și da, nu au liberalizat prețul la gaze și la energie. Începând din luna iulie, prorogați până luna iulie, între 12 și 18 până peste 20% se va simți la cetățean atât la energie electrică, cât la gaz. Deocamdată prețul la benzină a scăzut. Nu, ajunge câteva zile. Și ați văzut că treptat imediat la să punea loc. A fost iar o înșelăciune. Iar și o înșelăciune. Numai că trebuie să vedem dacă e pe bune, dacă se va simți în buzunarul omului. Ați văzut mea, se vedea de, la un litru de la 5,36, 5,67. Și cât mai ales mai ajungă până la... Până la 6 lei și ceva. Nu, benzina nu era așa, motorină. Motorină mai scumpă. Ce se întâmplă cu ancheta asta de ADN-ul asupra FDI-ului? Am văzut aseară o serie de știri, am și scris și noi pe News Bucovina o serie de știri. Dumneavoastră ați anunțat în urmă cu câteva luni că la Suceava vor veni 300 și ceva de milioane de lei pe acest fond. Nu, am spus așa, am spus că este o prostie să se șteargă acest FDI, care este măsuri foarte bune, atât pe zona urbană cât pe zona orășenească. În condițiile în care, la nivelul județului, am spus o sumă, nici nu știu suma cu asta, am văzut un număr de 28 de localități, indiferent de culoarea politică. Ați dat și la PNL atunci când... Dar eu nu dau eu. Acest guvern, guvernul PSD, a dat și la PNL. Și dacă vă aduceți aminte, când ne criticați dumneavoastră, alt program foarte bun, PNDL-ul, în condițiile în care
peneliștii aveau o sumă mai mare ca decât... Păi de-aia vă criticam, că dădeați mai mult la PNL, nu la PSD. Era cumva aici foarte o inechitate între PSD și PNL. Nu! Au pus proiecte, au fost analizate, mă îndoiesc de faptul că, cum am văzut o declarație, că aceste programe în FDI au fost aruncate așa, fără să fie verificate. Păi eu am titlul drumuri comunale și restul vorbesc despre poduri. Nu pot. Deci acest program trebuie să continue și această discriminare, deci s-au aprobat 500 de proiecte. Păi cum, așa este acum o hotărâie, am înțeles dumneavoastră, ca cele 500 de proiecte să fie în derulare, iar restul nu. Păi atunci, ce se face? Probabil se va constitui într-o o asociație ceva și vor da în judecată statul român. Oare? Nu știu, eu să știu. Eu nu am, n-am înaintat proiect. N-aveți o discuție făcută cu primarii dumneavoastră referitor la acești bani? Cu primarii diferite discuții. Într-adevăr, să știți că ne erau și nemulțumirile că a făcut, dar ce să fac? Eu nu sunt guvern, n-am analizat eu, nu e comisia aceea, nu știu. Nu am înțeles. Spuneți-mi puțin, toți ziceați dumneavoastră la un moment dat că n-ați bătut palma cu Gheorghe Fluturi, că nu vreți să faceți la Suceava blat, că așa am început discuția asta. Dar blat la ce? Că totuși blat, nu v-am întrebat. Blat e un termen din fotbal. Nu, dar bă, la ce? La președinția Consiliului Județean, la adică... primăria Suceava, la primăriile marilor orașe. Haideți să o luăm pe bucățele, da, ca să luăm. Candidați la președinția Consiliului Județean pe vot uninominal, deci, împotriva lui Gheorghe Fluturi. Așa am stabilit în comitetul executiv. Acum, probabil săptămâna viitoare, cu siguranță vom face un birou permanent și îl vor manifesta, poate doriți să nu numai eu și alți colegi să candideze. Și intrăm în discuția biroului permanent, care vă pune în discuție pe urmă aprobarea comitetului executiv. Și dacă eu manifest, vreau să candidez la Consiliul Județean. Dumneavoastră, vreți să candidați? Sigur că da. Împotriva lui Gheorghe Fluturi? Nu poate fi Gheorghe Fluturi. Păi da, nu, o secundă. Că numai Gheorghe Fluturi este... Dar dacă e votul uninominal... Dar numai Gheorghe Fluturi are și cel antipartid, au candidați. Da, povestea aici, lupta este, se va lupta Ioan Stan de la PSD cu Gheorghe Fluturi de la PNL pentru câștigarea Consiliului Județean. Nu ne luptăm, merge pe Maidan, dar deci nu ne luptăm. Deci voi candidați și în funcție de cum voi convinge electoratul sau ce am făcut până acum, așa, o să vedem rezultatul. Cum spuneam, vreau, atunci e examenul. Deci pentru președinția Consiliului Județean. Da. Am înțeles. Dacă vor fi anticipate, renunțați la președinția Consiliului Județean și mergeți deputat? Nu ne-am pus problema așa. V-am spus că totul va intra în discuția biroului permanent și vom vedea ce vom avea. Adică? Păi nu sunt eu singurul. Un birou permanent decide și propune comitetul executiv. Ce am decis noi. Bun, și vom vedea. Decizia trebuie să vă aparțină întâi dumneavoastră, să spuneți foarte clar. Întâi să fie anunțate alegeri anticipate. De exemplu, eu nu prea cred în alegeri anticipate. Nu prea cred, pentru că noi avem posibilitatea să-i dăm ocazia acestui guvern să guverneze până în noiembrie. Pentru că nu au prejudiciat cu altceva decât că faptul să zicem că nu poți să dai ordonanță de urgență. Dar n-a spus domnul Ludovic Orban acum ceva în urmă că el, dacă va ajunge la guvernare, va interzice ordonanță de urgență. Uite, am creat această posibilitate și l-am ajutat. Ați văzut, nu se ridică mingea la fileu. Și deci acest guvern poate guverna absolut până în luna noiembrie, fără nicio problemă. Și o să-i dați posibilitatea să guverneze până în noiembrie? Dar dacă vă ați aminte, eu mai fost guvernul Boc, care a stat vreo 4 luni așa și nu s-a întâmplat nimic, a mers mai departe, poate mai bine. Poate mai bine, pentru că era în permanență, nu sub observație, urecheat. Am înțeles. Deci e lămuriți cal. Candidați pentru președinția Consiliului Județean. Și eu. Și dumneavoastră. Și eu. Și dumneavoastră. Dar... Dacă voi fi acceptat de către colegii mei. E posibil să nu fiți acceptat. Așa am și stabilit. Am înțeles. Dumneavoastră ați fost la Dumbrăveni. Când am fost atunci. Nu sunt prea ține cont. Când dumneavoastră aveți înregistrarea și vedeți să-mi spuneți. Voi deschide lista, că atunci era pe listă, da. În condițiile în care colegii mei îmi vor da acest zir. Aveți emoții, să înțeleg. La ce? La desemnarea asta. La blaturi. La blaturi, aveți emoții. Am priceput. Ce e cu primăria Suceava? Tot vă chinuiți cu un sondaj de opinie, de atâta vreme. Eu știu, un sondaj de opinie, fac și-o amplu, care se face pe mulți subiecti. Da. Și în care se analizează situația partidului și încotro merge țara și la nimeni răspunsul ce vin. Și sigur, cei care sunt de la noi puși în
Cine e în sondajul ăsta pentru municipiul Suceava? E, cum a spus doamna Domnică? O să aflați la Domnică. Domnul Curci, doamna Domnică și alții, da. Și alții? Da. Care să ia alții? Că ei, asta nu mi-i spune. Pe mine nu m-a sunat nimeni, ca să vă spun cinstit. Pe tata nu l-a sunat nimeni, pe doamna de regie n-a sunat-o nimeni, nu a întrebat-o nimeni pe asta. Unde face sondajul ăsta, sincer, acum? În Suceava, mă. Ei pe bune sau așteptați să vedeți ce se întâmplă? Când veți anunța candidatul la primăria Suceava? E foarte important. În curând, foarte curând, foarte curând. Dar de ce este emoția asta? Aveți pe cineva special? Ce emoție să fie, domnule? Când vreți să-l scoateți la bătaie, îl țineți până în iunie? Da, v-am spus, poate să fie și domnul Cușnin, și doamna Domnică, și domnul, și domnul. Poate să fie mai mulți, da. Și-s două sondajele, unul telefonic și unul care face pe... În teren. În teren, am înțeles. E foarte interesant că tot timpul PSD-ul a tot dat-o așa, de-aia miroase, sincer vă spun, miroase a blat, pentru că n-ați ieșit în față, spuneți, ăștia suntem bărbații Chia, sau doamnele din PSD și vrem să luptăm cu PNL-ul care nu... Blat în permanență, așa miroase, în picioare. Pare. Ce blat să fie la nivel de municipiu? Dumneavoastră spuneați că la nivelul municipiului... Haideți să vă spun, uitați că l-a sesizat și colegul dumneavoastră de alianță, domnul Alexandru Băieșanu, deputatul Băieșanu, care ieri într-o conferință de presă, vrei să zice ceva de domnul Băieșanu? Nu, dar ce să zic de domnul Băieșanu? Nu știu, întrebam, v-am văzut că ați făcut o grimasă. Nu, că a spus coleg de alianță. Da, e coleg de alianță politică. Nu e nimic scris. Păi nu a aderat la grupul PSD? Nu este la Forța Națională, nu? Da, dar el este în grup anunțat, este la, activează la grupul PSD din Camera Deputaților. Nu știu acest lucru. Domnule, dacă eu nu știu ca președinte organizației, membru al Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat, eu nu știți dumneavoastră? Ba da, l-a anunțat-o el. N-am văzut așa ceva, lăsați, nu aruncați. Nu aruncăm, da? Domnul Băieșanu a zis în felul următor, nu putem să-l învingem pe Ion Lungu și pe Gheorghe Fluturi dacă nu avem candidați. E posibil și acest lucru. Adică? Adică, la un moment dat, să, la nivel național, între să facă o alianță de conjunctură, cum spunea asta, și să spune că să stabilim un candidat unic. Dar PSD-ul are, se posibilă, dacă vine. Adică, pe cine l-aveți pregătit? Nu știu. O să vedeți, domnul, o să vedeți când o să vină ce are votul. Și eu n-am nicio problemă, v-am spus. Eu personal nicio problemă. De-aia, dumneavoastră... Au zis, nu insistați, că trebuie de bucătărie internă și numai. Și pierdem timpul. Cum e cu guvernarea asta? Cum vă place? Guvernul ăsta Orban 2? Întrebarea asta e retorică. Puteți să vă spun și dumneavoastră cum vă place. Eu v-am spus să deschis-o. Un guvern pe măsura așteptărilor, între paranteze, a noastră și a multor, multor cetățeni pe zi ce trece. Un guvern care de habarniști. Și dacă îi luăm pe cei mai principali, cum spunem la nivel pe televiziune, mai bun agent electoral nu avem decât Ludovic Orban. Dacă mai iese și Vasile Câțu, mai iese și doamna Violeta, mai iese și la ministru Ștefan Grindă, domnul Ștefan ministru, și mai iese și cei de la învățământ, vă dați seama ce avem. A, de-aia vreți să-i țineți la guvernare până în noiembrie ca să-și spună toată forța? Ei doresc să rămână. Ei și-au dorit guvernarea cu imbolduri mari de la președintele țării și o ducă până la sfârșit, la capăt. Că nu înțeleg de ce pentru 3-4 luni faci tu alegerea anticipată. Da, vă spun eu de ce. În nou program de guvernare care l-au prezentat zilele acestea, nici urmă de pomeneală să spună de punctul de pensie de la 1265 la 1775, adică 40% majorare de pensie, nici vorbă de alocații, nici vorbă de mărire salariului la profesor, nici vorbă de bani pentru autostrăzile care sunt pomeniți la nivel local aici în județean, de drumuri exprese, de spitale. Dar am citit în bugetul că la nivelul Ministerului Sănătății s-au micșorat suma cu 29%, iar la nivelul spitalului cu 39%. Dacă ar fi intrat acest buget în dezbatere parlamentară, cum ar fi fost normal, probabil am fi avut ocazia și poate am fi reușit și cu siguranță prin amendamentele depuse să creștem substanțial sumele pentru autostrăzi. Și aici fac o mică paranteză în sensul că facem autostrăzi la Suceava, dar am redus banii pentru Brașov-Comarnic sau pe drumul expres Pitești-Craiova, când ne amenință atât fosta Dacia de mașini, cât și cea de la Craiova Ford, că pleacă din țară când nu au acest drum. Așa. Puteți fi sincer cu mine până la capăt? Să vedem. Sau măcar un pic, nu că până la capăt. Hai să vedem, să vedem. De ce ar vrea Ioan Stan să câștige președinția Consiliului Județean Suceava? Pentru că în 4 ani
Și am prezentat și la dumneavoastră, la voturi televiziunii locale, și am spus din realizări. Dar realizările acestea... Nu, o secundă. Nu, dar de ce? Ce am făcut? Nu, o secundă. Nu ce ați făcut dumneavoastră, că asta știm ce ați făcut. Și lista este mare. De ce ar vrea Ioan Stan astăzi, da, în 14 februarie, să gândească, bă, e momentul ca eu, Ioan Stan, să devin președintele Consiliului Județ? Da, ce? Să fac ceea ce trebuie pentru... Ce trebuie făcut pentru ceva? Păi, auziți, sunt condițiile în care noi, un drum expres, zice, am reușit. Nu-l face Ioan Stan. Dar nu-l face guvernul. Dar vă spun, eu sunt reprezentantul guvernului când vin în teritoriul aici, ales de popor, dar sunt într-un partid. Nu sunt reprezentantul guvernului, dar sunt al șestui partid, că candidez pe sigla Partidului Social Democrat. Și de 30 de ani, eu n-am știut alt partid decât Partidul Social Democrat. Și n-ați aveți încredere că nu aș face... N-am avut zic. Am spus lucrul ăsta, și atunci, care ar fi resortul intern al lui Ioan Stan să vină să lase de 30 de ani, chiar apropo, v-ați plictisit în parlamentul ăla, sub nicio formă mai ceva pe folticină. Nu, sub nicio formă ca să-mi pun în panoplie și că am avut și funcția de președinte. De ce ar vrea Ioan Stan acum în apogeul carierii sale politice, da? Să vină să conducă Consiliul Județean Suceava, când se coboare la nivelul Consiliului Județean. Întreb și eu așa, poate așa întrebare mai înțeles, să-l văd, dați-mi voi să vezi de ce vreau, de ce vreau să fiu președinte. Dacă eu nu sunt convins, de-aia vă spun că simt blat, că eu nu sunt convins că Ioan Stan vrea să vină. Bă, gata, m-am săturat de Gheorghe Flutur, m-am săturat de PNL, de vrăjeale, cum spuneți dumneavoastră, e momentul să vin un om ca lumea. Eu sunt ăsta, Ioan Stan, băieți, gata, haideți că începem hora. Se schimbă județul. Domnul, aici așa în felul ăsta aș vrea să vă văd. Domnul, poate vreau să vă văd eu greșit. Lasă, m-ați văzut și până acum. Așa a spus mea că, într-adevăr, am făcut multe. Și am avut un aport deosebit în condițiile pe căi legale, atât întâlnire cu primul ministru. Și a adus la nivel de județ chiar toată pleiada de miniștri la nivelul... Corect, așa este. Și întotdeauna s-a văzut pe urmă că au avut consecințe pozitive. Atât prin PNDL-ul care a fost primul pe țară, atât prin aia. Dar sigur că au fost susținut de mine și de colegii mei. În cadrul legal, în cadrul grupurilor reunite, în condiții în care am invitat miniștri, primul ministru, în condiții în care am avut discuții și la nivel invitat, la nivel secretar de stat. Pentru asta vreau să vin. Să fac ceea ce... Nu să spun, să continui și am început. Nu, am energia, dorința să fac ceea ce vor să sucedere. Și drumuri, și spitale. Uitați-vă acum, vă dau un exemplu. Sunt la putere ei. Da. Lăsăm deoparte interpelarea. Lăsăm pe spitalul de la Fălticeni. Era prevăzut în bugetul care a prevăzut 25 de milioane de lei pentru dotarea cu aparatură medicală. Ce trebuie să facem? Să mă duc să mă leg cu lanțurile de ușă a Ministerului Sănătății? Bă, dacă e posibil acest lucru și nu cumva încalc legea, mă leg și cu lanțurile. Că ei s-au legat. Cu vrute și cu nevrute. Mă duc. Uitați-vă, spitalul. Banii la spitalul la Suceava. Eu v-am spus, am făcut laudă de managerul la Suceava. Mă, dar aia-s banii poporului guvernați de către un partid, ca să numi Partidul Social Democrat. I-a dat atât la Consiliul Județean, dar au venit direct. Ne-am luptat pentru spitalul ca să fie angiograf, ca să fie celelalte aparate strict necesare pentru sănătatea cetățenilor Suceavei. Să continui. Asta înțeleg eu. Dumneavoastră nu știu ce vreți. Da, nu. Poate probabil că eu vă văd un pic. Vreți să rupeți din timp ca să nu mai spun niște lucruri. Vă rog. Da. Cuvântul. Vă aveți cuvântul. Păi, vă rog. Ce vreau să spuneți? Păi, uite-te pe codul administrativ. Vă rog. Noi, ce e așa de important? Au sesizat. Așa. Domne, vă rog. La Curtea Constituțională. Da. La Curtea Constituțională au sesizat. Codul administrativ este neconstituțional. Și a primit avizul? Da. La ce vreți dumneavoastră? Că ați spus mult discutată pensii la aleșii locali, nu? Da. Mi se pare normal ca un primar de 7 mandate să iasă la pensie cu 1000 de lei, că era ba primul bărbat, ba prima doamnă, că trebuia să fie și primăriță, nu se poate. Ce a dat? O fărâmă. Dar tot ce a spus, băi, nu poți să fii tu 7 mandate în condițiile în care te-ai luptat pentru ce sunt primării și primării. Dar mare majoritate au făcut exact ca într-adevăr. Știți ce e deranjant, domnul Stan, și vă spun de la început? Da. E deranjant că se dau acești bani după ce primarul intră în funcție, după ce primarul este ales, după ce primarul are vreo 2-3 mandate, da? Pentru că regulile jocului nu au fost stabilite înainte de începerea jocului. Adică primarul ăla care are 7 mandate și care acum 3 mandate era intrase în joacă, știa la ce se bagă. El nu a intrat acolo ca să se ducă la sărăcie. El a intrat acolo ca să se ducă la bine și să facă o prea frumoasă baronia de local. Haideți că nimeni nu este prost. Îi numesc baron pe primar. A chemat cineva acolo? Ați forțat dumneavoastră, Ioan Stan, pe vreun om, vreun primar să candideze?
lapideze. Am îndreptat ei s-au dus acolo să câștige, ceva care nu s-au dus acolo ceva să care, de necaz da, ce e. Ceva care nu știți. Suntem copii. Acele mărit, zicem, pentru primar, pentru viceprimar, pentru președinte Consiliului Județean. Nu-s din bugetul de stat, ci din bugetul local. Local, de acolo. Cum strânge taxa? Cetățeanul poate să-l judece pe ăla, nu noi. Dar interesant că dumneavoastră totuși le dați aceste beneficii, știți? Și acum le-ați dat beneficiile anul trecut în codul administrativ. Dar auziți, nu le-am dat la social-democrați și liberal și... Și de-aia ar trebui să fie mulțumiți liberalii să nu mai sesizeze la Curtea Constituțională. Dar dumneavoastră și-a primit răspuns pe măsură. Da. Dar numai asta în codul administrativ. De exemplu, era acele hotărâri în Consiliul Local, în Consiliul Județean, în care era cu două treime. Am dat o posibilitate. Din perspectiva asta, scută treabă bună. Corect, și în statutul aleșilor locali, multe modificări, multe, multe. E un trec șir, trebuie jumătate de oră, o oră ca să le citești, cumva. Dar pe urmă să mă lăsi să înțelegi, e cam greu. Da, ne-a fost respinsă și nouă. Am făcut așa sesizare la Curtea Comunală pe buget. Dar nu pe fond. Pe fond, dacă am făcut pe fond, am fi blocat, într-adevăr, România am fi aruncat în aer. Pe formă, am spus, bugetul este cea mai importantă lege într-un an de zile, care cu el trebuie să vii cu acest să vii în cadrul parlamentar și să unii să ai dezbate, discuții, spectacol într-adevăr acolo, nu? Domnul Stan, v-am obișnuit cu acum în finalul emisiunii, pentru că ați spus dumneavoastră că e destul de târziu și să nu vă țin mai mult de 25 de minute. Nu, dumneavoastră aveți o conferință de presă acum la 9 și vreau să ajung și acolo. În buna tradiție vreau să pun un pareu cu dumneavoastră. Nu. Până aici. Nu, stai să vă spun. Ați pierdut 3. Îl mai bag și pe al patrulea. Eu pariez că vor fi anticipate. Posibil. Posibil. Pentru că îmi place păi de dumneavoastră nu de 14 februarie. Nu vor fi anticipate. Nu, au zis, stați un pic, ați văzut și planul A, planul B, planul C. Știți ce înseamnă planul B? Nu. Iese președintele României la televiziune și spune, dragi cetățeni, cu zâmbitul așa, s-au încrâncenat, nu se mai poate merge așa cu acest parlament care împiedică orice vreo de legea. Eu nu pot să-l dizolv, trebuie să fie două căderi. Am vorbit și cu premierul, își dă dimisia, vine din nou al guvernului, își dă dimisia și atunci sunt două căderi. Asta da, posibil de asta. Dacă ajunge la lucrurile. Dar problema este următor. Problema. Investi guvernul în parlament, dacă vreți. Am spus să continui, da? Da. Dar până nu primi, am spus, nu știu mai din pace, să primim întâi răspunsul la Curtea Constituțională. Dar mai e altceva, pot să facă domnul Iohannis lucrul ăsta. Atenție, domnule Iohannis, poporul e trează. S-ar putea să vă sancționeze să nu vă vedeți. Dar vom vedea ce a fost, am văzut. Astăzi vedem ce este. Mâine, poimâine, vom vedea. Domnule președinte, al viitorul președinte, dau mâna cu viitorul președinte al Consiliului Județean? Eu îmi doresc. Mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Succes în campania electorală. Să ne spune și nouă pe cine a hotărât PSD-ul că vrea să trimite în luptă împotriva lui Gheorghe Flutur. Vă urăm succes în competiția internă. Doamne și domnilor, în câteva minute o să începem transmisia de la ProRomânia. Astăzi am avut alături de noi pe senatorul PSD Deșceava, președintele organizației județene a PSD, domnul Ioan Stan. Să aveți o zi bună în continuare.